steaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni! Bine v-am regăsit la cafeaua de astăzi. Am intrat cu un minut și jumătate mai repede pentru că avem astăzi un invitat pe care am promis că îl sunăm la fix și 30 pentru... Am spus avem pentru că am ajutor astăzi în emisiune de nădejde, colegul Viorel Cosma. Bună dimineața, Viorel! Bună dimineața! Deci, colegul Viorel Cosma, pentru că astăzi vrem să discutăm un subiect care interesează pe fiecare român și anume energia, costurile la energie și cum s-a ajuns la ele și soluții eventual, dacă se poate. O să-l rog pe Viorel să prezinte invitatul care va fi prin telefon cu noi până când eu voi face această legătură. Este un privilegiu pentru noi să prindem în direct pe profesorul Dumitru Chisăliță, fondatorul și președintele Asociației Energia Inteligentă. În ultima vreme și din ce am scris noi, fie pe print, în Mesagerul, fie în ediția online, pentru a nu mai vorbi de prezența domniei sale în anumite emisiuni pe posturi naționale de televiziune, unde se mai strecoară. Deci, domnul profesor reprezintă clar unul dintre acei minoritari cap limpede în chestiunile care țin de energie în România, nu de astăzi, de ieri. Se alătură, bine, fiecare având, să spun, o înclinare spre anumite segmente din această poveste, unor alte personalități. Bună dimineața, domnule profesor, de la Mesagerul de Neamț. Bună dimineața. Împreună, Valentin Bălănescu mă numesc, sunt împreună cu colegul Viorel Cosma. Vă spunem bună dimineața și vă mulțumim pentru că ați acceptat să intrați în direct cu noi. Bună dimineața, bine v-am găsit. Domn profesor, bună dimineața. Astăzi eu sunt într-o minoritate cumva defensivă, având alături, dumneavoastră la distanță, doi sibieni, doi oameni din Mediaș, absolvenți de licee mari din Mediaș. Dar s-a făcut Ștefan Ludwig Drot, parcă. Asta mă bucură în mod deosebit, că ne întâlnim, facem așa un pod de flori peste Carpați. Vă salut în calitate de absolvent de Accente Sever, domnul profesor. Da, mă bucur. Da. Eu veneam de la, mă rog, am absolvit liceul rival din acea perioadă. Corect. Respectiv Ștefan Ludwig Drot. Dar nu contează, important este că ne-am regăsit așa peste timp și peste vreme. Să revenim la subiectul nostru, domnul profesor, de astăzi. Eu aș vrea să pornim discuția în momentul acesta pe ecrane la noi. Este un tabel pe care dumneavoastră l-ați publicat la un moment dat într-una din postările dumneavoastră. Apropo de cine sunt beneficiarii, cu ghilimele de rigoare sau fără ghilimele, ale costurilor de la gazelor naturale. Și spuneați dumneavoastră acolo, eu o să spun foarte pe scurt, telespectatorii văd, costurile efective cu tot ce înseamnă ele de la producție până la distribuție au evoluat în felul următor. În 2020 57%, în 2021 50% și în 2022 30%. Trecem peste profituri nete și medii, pe profituri nete medii și ajungem la principalul beneficiar al acestor costuri, venituri la bugetul de stat, care în 2020 erau 40% și care, surpriză, în 2022 erau 64%. Cred că este un punct de pornire a discuției extrem de interesant. Da, acum, în primul și în primul rând, vreau să fac precizarea că noi aici vorbim de niște profituri, de niște procente. Vorbim de niște procente din prețuri care au fost foarte diferite. Adică dacă în 2020 prețul mediu de vânzare era undeva la un 117-120, în 2021 acest preț mediu a ajuns către 200 de lei megavatul, iar în 2022, cel puțin pe cifrele actuale și ținând seama de conjunctura legislativă, procedurală, normele ANR existente în momentul de față, probabil că se va învârti undeva la 300,
340-370 de lei megawatt. Adică procentele a prețului, practic discutăm de o dublare sau aproape o dublare la nivelul anului 2021 și respectiv față de 2020 și respectiv o triplare față de 2020 în anul 2022. Acum, în situația în care vor exista niște măsuri, noi propunem de aproape un an de zile diverse măsuri. Am formulat un plan de măsuri de urgență energetică, l-am denumit, în care practic am tot venit și revenit și revenit cu o serie de măsuri care noi credem că ar putea să reducă din impactul acestei crize, atât pe termen scurt cât și pe termen lung. În situația în care aceste măsuri, sau mă rog, altele similare, vor fi implementate, bineînțeles că acest scenariu nu va mai sta în picioare. Dar la situația care există în momentul de față, vedem că deși prețurile au crescut foarte mult, din acești bani care se strâng de la consumatori, cea mai mare parte ajung în bugetul de stat, în diverse forme, directe sau indirecte, la nivelul taxelor, la nivelul accizelor sau prin tot felul de tarife și taxe care trebuie plătite către diverse instituții de stat. De remarcat este procentul foarte mare despre care discutăm și în același timp un alt aspect care trebuie să-l evidențăm este inflaterată a profitului. E adevărat că în ceea ce privește acest profit sunt unii care din păcate, unii dintre furnizori care din păcate sunt pe pierdere în momentul de față sau unii chiar care au renunțat la business-uri, s-au retras, au rămas fără licență, așa cum sunt unii care practic au câștigat foarte mult din această schemă de plafonare compensat și, mă rog, din această situație în care ne găsim în momentul de față. Dar oricum este important să vedem că profitul la nivelul acestor companii, vorbesc de profitul net, adică după ce s-au luat toate impozitele, taxele, dividendele și așa mai departe de către stat, nu este unul chiar care să ne dea pe spate, deși și el, dacă vedem, practic s-a dublat față de anul 2020, adică nu putem să nu spunem că a existat, mă rog, o conjunctură favorabilă și pentru aceste companii. În același timp, costurile au relativ similare în ultimii 3 ani de zile, lucru care nu va mai fi valabil începând de etapa acestui. Da. Când, general, costurile și... Alo? Da, ne auzim, da, vă auzim. Când se așteaptă ca aceste costuri să crească undeva cu până la 30%, adică la anul ne vom confrunta cu un alt impediment, practic tot ceea ce s-a generat cumva dinspre criza de energie se va întoarce ca un bumerang și spre energie prin costuri cu materii, costuri cu materii prime, costuri cu servicii, care vor fi mult mai mari și care va fi un alt subiect de creștere a prețului la energie și gaze naturale, respectiv datorită acestui bumerang în care ne găsim. În același timp, vreau să vedem că au existat în ultimii 2 ani de zile, în afară de semnalele pe care le-am tras noi și semnalele care au fost trase de alte persoane sau persoane ONG-uri și la care statul nu doar că a rămas surd, dar practic de multe ori s-a făcut că nici nu există aceste elemente și aș vrea să remarc aici că nu mai departe decât în luna septembrie, majoritatea membrilor guvernului se întrebau retoric la televizor unde cresc prețurile, care creșteri de preț, nu există creșteri de preț, deși ne confruntam deja cu creșteri de 20-23%, ceea ce mă face să cred că, de fapt, această creștere de preț a fost cumva, mă rog, acceptată sau... dirijată. Eu aș îndrăzni să folosesc, aș folosi un alt termen mai dur, aș spune chiar premeditat. S-a bucurat de acest element și, în același timp, bucurându-se de acești bani care au venit, mă rog, așa, fără să facă foarte mari eforturi în bugetul de stat, practic n-au dorit să intervină și probabil în anumite momente chiar au încurajat prin lipsa de acțiune
aceste creșteri de prețul la gaze și energie? Eu am folosit deseori un cuvânt un pic mai dur. Am vorbit despre premeditare. Mai ales în condițiile în care guvernanții, indiferent de forma de coaliție, au fost preveniți din piață, din societatea civilă extinsă. Au existat voci precum a dumneavoastră, a domnului profesor Peiu, a domnului Iulian Iancu, nemțean de-al nostru. Deci niște oameni, nu m-am exprimat eu corect, persoane competente, care știu, care au viziune, care provin din domeniu și mă gândesc în special la dumneavoastră și la domnul Iancu, sunteți oameni de petrol și gaze, au spus, măi fraților, cam asta urmează. În schimb, ei surzi, ei pe interesat să crească PIB-ul. Pentru că din prețurile astea știm foarte bine, au raportat creștere de PIB până la cer și după aia am văzut și reversul, că au spus, bă, va crescut PIB-ul, mai tăiem bani din PNRR. Așa că în perspectiva zilei de 1 aprilie eu mă tem că suntem cam pe cont propriu. Deoarece un semnal acum două zile pe care l-așteptam de la clasa politică din Parlament, când măcar din bun simț și respect față de români puteau să dea acolo moral un vot împotriva ministrului Virgil Popescu, în primul rând onor PSD, al minter foarte vocal, muritor de grijă a facturilor noastre, au votat pentru ministrul Virgil Popescu. Este un gest pe care eu îl consider decisiv pentru prăbușirea definitivă a acestui partid dacă nu schimbă conducerea. Revin, ce facem de la 1 aprilie? M-aș întoarce un pic și la cuvântul ăsta premeditat. Și eu sunt în anumite momente tentat să-l folosesc, atât din perspectiva pe care dumneavoastră ați enunțat-o a faptului că, deși aceste semnale au avut cel puțin, hai să zicem, 6 luni de zile înaintea declanșării mari creșteri de prețuri sau evoluției abrupte a creșterii de prețuri, dar au fost puse la dispoziție studii, analize, au fost puse la dispoziție soluții, aspecte care au fost practic refuzate, neglijate. Personal am fost invitat în Parlament la momentul în care s-a discutat legea plafonării și a compensării și am stat 6 ore degeaba, nedându-ne să cuvântul, adică pur și simplu am fost invitați cumva să întărim ideea că se face această lege, dar nimeni, nici eu și nici alte ONG-uri sau alte persoane care aveau statut de invitat acolo, n-au avut voie să scoată nici măcar un cuvânt. Am fost pur și simplu spectatorii unui spectacol foarte grotesc în care unii și alții dădeau cu pumnul masă și practic spuneau, este singura soluție, nu există nimic altceva, mergem mai departe, ciocul mic, noi suntem la putere într-un final. Al doilea aspect care pe mine m-a îngrijorat de-a lungul acestui proces este faptul că, deși am semnalat cel puțin de 20 de ori că această creștere a prețului, cel puțin la gaze, se datorează unui act normativ emis de autorități, și anume Gaze List Program, care în luna iunie 2020 a fost pus în piață și care de fapt a fost actul care a creat creșterea de prețuri. Deci creșterea de prețuri la gaze naturale în România nu s-a datorat nici Rusiei, nici Europei, nici crizei, nici nimic altceva decât acestui Gaze List Program, care a fost inventat de autorități, care în luna trendul. Deci dacă practic până luna octombrie 2020 prețul gazelor în România era în scădere și acest preț a început să scadă încă din 2019, în octombrie 2020, pe fondul acestui act care crea o falsă diferență între cerere și ofertă, ea nu exista în practică, dar a creat această falsă diferență între cerere și ofertă, a fost momentul de inflexiune, a fost momentul care a determinat creșterea de preț. Tot acest act a determinat că anul 2020 să se vândă 1 miliard de metri cubi de gaz. A spus că prețul gazelor în România trebuie să fie cu 5% supra. Da.
Atunci, bineînțeles că furnizorii au profitat, fiind mai mic cu 5% decât acolo, au cumpărat din România cu 5% mai mic, au vândut acolo făcând profit, dar încă o dată acesta s-a făcut printr-un act normativ al autorităților române. În același an, România trebuie să cumpere o cantitate similară, adică 1 miliard de metri cub ca să acopere cererea, care a fost mai scumpă cu 12% decât cât am vândut. Adică am vândut cu 12% mai ieftin, am cumpărat cu 12% mai mult, exact aceeași cantitate. Și un alt element important care se datorează tot statului român este la momentul plafonării prețul la care s-a plafonat. Adică 371 era un preț care nu exista la acel moment, nu avea o premiză, nu exista o prognoză că acest preț se va atinge în iarna lui 2021-2022. Fapt, în momentul de față, de exemplu, prețul mediu de vânzare a gazelor către populație este undeva la 240-250 de lei megavatul, deci 371 nu avea absolut nicio valoare care să rezulte dintr-un calcul matematic sau de prognoză. Cu toate acestea s-a pus acest 371, care a fost rezultatul dacă cu o săptămână înainte să apară această valoare în România, ofertele care existau pe platforma NRE-ului, ofertele minime, erau la 220 de lei. După o săptămână, după ce s-a publicat acest preț, ofertele au sărit la 420 de lei. Deci a fost un alt element care a făcut ca prețul în România să crească datorită acțiunii statului. Deci vorbim de, practic, trei acțiuni. Gazelist, program care a făcut să crească prețului. Da. Prețul gazului și inacțiunile care au existat, care toate au determinat aceste creșteri și aceste situații în momentul de față. Acum, față de 1 aprilie, știți că se discută diverse elemente în momentul de față. Există și un comitet interministerial care s-a creat sub conducerea premierului României. Noi, practic, am trimis și eu personal acest comitet, chiar dacă nu sunt membru, n-am statut de invitat la acest comitet. August 2021. Plan de măsuri de urgență energetică, cum l-am denumit, și în care am propus practic o abordare în 4 pași a situației, adică să cuprindem și situația pe termen foarte scurt, adică de astăzi, și situația pe un termen mediu, ce ar însemna, să spunem, în perioada de vară, și ce trebuie să facem astfel încât astfel de situații să fie cât mai puțin în viitor, adică o perspectivă de câțiva ani de acum înainte, și o a patra măsură, pregătirea unui pachet legislativ pentru a fi aplicat ori de câte ori astfel de situații pot să mai apară, pentru că ori situații de genul ăsta pot să mai apară în piață, și atunci părerea mea că nu trebuie să stăm atunci să facem rapid pe genunchi o lege, noi trebuie să avem un cadru legislativ pregătit pentru astfel de situații care în momentul ce ar trebui să... situațiile pur și simplu să le aplicăm. Ce ar trebui să conțină un asemenea pachet legislativ, domnul profesor? Spuneam că l-am împărțit în 4 direcții, măsurile care ar trebui să fie pe termen foarte scurt, măsuri urgente de reducere a prețului la energie și care ar trebui să se aplice începând cu data de 1 aprilie. Și aici există, hai să zicem, 3 direcții pe care noi le vedem. În primul rând, reconsiderarea sistemului fiscal în energie. Și o să ne explic un pic această abordare, ce înseamnă sistemul fiscal în energie și cum a fost el construit. Practic, noi avem foarte multe capacități de producție, atât pe gaze cât și pe energie electrică, care au fost construite cu 10 de ani în urmă. 30, 40, 50, 70, 100 de ani în urmă. Toate aceste capacități de producție sunt amortizate în momentul de față și atunci ele au un preț mic datorită faptului... Da, se pare că... Da. Nemai existând acele costuri de amortizare, de recuperare a investiției, de plata a creditelor, dobânzilor și așa mai departe, prețul sau costul cu aceste capacități este mic. Avându-se în vedere această situație, statul a venit și a construit un sistem fiscal care cumva să acopere acea șansă pe care România a avut-o de a nu mai avea costuri cu capex-ul, de a nu mai fi nevoie să amortizăm niște investiții care s-au făcut, mă rog,
investiții nu s-au făcut și atunci s-a construit acest sistem fiscal. În momentul de față, pentru că suntem într-o criză, dar și pentru că noi ne propunem să construim foarte mult în viitor, acest sistem fiscal trebuie regândit. Deci trebuie regândit, în primul rând, pentru a ajuta urgent să trecem de această perioadă grea, deopotrivă consumatorii calzi și consumatorii industriali, dar el trebuie pregătit și pentru viitoare investiții. Pentru că dacă noi vom veni cu noi investiții care să aibă și niște capex-uri foarte mari, adică o amortizare mare și costuri de operare și mai avem și acest sistem împovărător fiscal, practic nu o să ajungem nicăieri, nu o să facem nimic în țara asta, pentru că nu o să stea în picioare aceste elemente. Și atunci, ăsta e din punctul meu de vedere primul element și care ar determina pe termen foarte scurt eliminarea prin aceste diminuări de taxe, de accize, eliminarea unei importante măsuri în ceea ce privește creșterea facturii. Vă dau un singur exemplu. În luna decembrie, conform INSE-ul, prețul mediu al gazei naturale a crescut cu 50%. Dacă noi am eliminat în momentul de față doar TVA-ul și accizele, înseamnă că aproape am înjumătățit această creștere, am rămâne undeva la 21%. Domnule profesor, vorbim de eliminarea TVA-ului pe o perioadă determinată, nu? Absolut, absolut. Discutăm pe o perioadă determinată și după aceea, repet, eu consider că toate măsurile fiscale care există în momentul de față trebuie regândite în viitoarea sau în concordanță cu viitoarea reconstrucție a României. Pentru că nu mai poți să ai și, eu știu, taxe fiscale care ajung la 50% din costul energiei sau la 64% din costul energiei și să-ți propui să mai și investești investiții care vor veni cu încă 30-40% creșteri de costuri și respectiv prețuri, ca urmare a amortizării restituirii împrumuturilor luate pentru a realiza aceste investiții. Nu ai ajunge nicăieri cu astfel de construcție și atunci trebuie să ne regândim, să regândim acest sistem într-o viitoare construcție a acestui sistem energetic. A doua submăsură a acestui plan de măsuri urgente de reducere a prețului la energie îl consider lărgirea bazei și tipurilor de consumatori vulnerabili și protejarea acestor. Așa cum am propus și în toamnă, una dintre măsurile pe care le-am propus guvernanților și administrației a fost că în loc să dăm plafonare și compensare, o metodă care s-a dovedit greu de aplicat, care s-a dovedit inutilă pentru foarte mulți consumatori. În fine, ia foarte multe dezavantaje, pot să vorbesc de aceste elemente și care, încă o dată, noi le-am precizat încă de dinainte apariției legii. Există chiar niște materiale care le-am publicat în acest sens și arătam care sunt pericolele acestei legi. În loc să facem toate astea, puteam să lărgim baza și tipul consumatorului vulnerabil. Adică puteam să spunem, da, domnule, impactul care va fi în iarna 2021-2022 asupra consumatorilor face ca noi să trebuiască să protejăm jumătate din populația României care, datorită veniturilor, datorită consumurilor, datorită. Ce ar fi însemnat asta? Ar fi însemnat că puteam să identificăm foarte bine ce înseamnă această jumătate din populația României. Puteam să identificăm ce înseamnă firmele care, într-adevăr, pentru că nu toate firmele chiar au o problemă în a-și plăti facturile. Sunt firme care au, firme, vorbesc nu neapărat din zona energie, care au profituri foarte mari și atunci ei nu sunt, de fapt, într-adevăr, nu necesită, într-adevăr, de un ajutor din partea stat. Și atunci puteam lărgi această bază a consumatorilor vulnerabil, puteam să venim cu niște ajutoare nu derizorii, cum sunt în momentul de față, de 27 de lei sau 30 de lei la nivelul consumatorilor vulnerabil, niște ajutoare care, într-adevăr, în concordanță cu consumul și în concordanță cu veniturile familiilor sau firmelor, ar fi putut să-i ajute pe aceștia să treacă în mod onorabil peste această iarnă. Și a treia măsură pe care noi o vedem tot în cadrul acestui prim plan de măsuri de reducere urgentă a facturilor de gaze naturale, ține seama de câteva elemente foarte simple pe care tot așa noi le propovăduim de ani de zile, 7, 8, 10 ani de zile. Cum ar fi? Reglementarea marjei de profit. Adică eu nu vorbesc de reglementarea prețului, nici nu pot să reglementez prețul în momentul de față la gaz și energie, pentru că deja cantitățile sunt vândute. N-ai ce să reglementezi și să-ți propui, poți să reglementezi pentru 10-12% din ce mai înseamnă piață de energie. Dar dacă ai reglementa marja de profit pe termen scurt, în prima fază, concomitent cu introducerea unor sisteme
de suprataxare a marjei, dar sisteme de suprataxare care să nu aibă ca și scop să colecteze bani la bugetul de stat, așa cum sunt gândite cele din momentul de față, ci să aibă ca și scop, de fapt, determinarea reducerii prețului la gaze naturale până la un anumit nivel de profit care să fie onorabil pentru firmă și care, practic, peste această limită, practic, firma să dea mai mulți bani la buget decât îi rămân în buzunar. Un alt element important, inscrierea marjei comerciale pe factură și în contract, un aspect foarte important care se refuză de ani de zile de către tot mediul, atât guvernamental cât și politic, și care ar putea să evidențieze foarte simplu și foarte clar care sunt acei furnizori care bagă puteri în mâna în buzunarul consumatorilor. Și este o chestiune extrem de simplă care se poate face. Și nu în ultimul rând, aplatizarea vârfurilor de plată. Pentru că noi avem un sistem complet aiurea, în care chiar dacă în situația rețelelor de transport, de distribuție, gaze naturale, noi avem costuri și vara și iarna, vara nu plătim aceste costuri chiar dacă ele există, dar le înghesuim toate atunci când trebuie să plătim factura cea mai mare. Și atunci, prin această aplatizare, am putea să mutăm o parte din costurile care sunt create vara și sunt plătite iarna, vara, atunci când ele efectiv există. Prin acest aspect s-ar reduce foarte mult vârful impactului plății facturii iarna. Da, se mai... și casă. Alo? Da, da, a fost o scurtă întrerupere. Domnul profesor, noi ne auzim... Noi oricum ne auzim și săptămâna viitoare la conferință și de acolo am să mai extrag eu câte ceva pentru publicul nostru, pentru cititorii noștri. Deci asta ar fi prima parte a planului care s-ar referi la data de 1 aprilie și la necesitatea de a reduce rapid prețul energiei la gaz natural. Bineînțeles, tot în cadrul acestui plan, un element foarte important este controlul real asupra furnizorilor. Noi avem astăzi niște false controle asupra furnizorilor, în care venim și ne lăudăm cu niște facturi care în proporție de 90% sunt contestate și anulate de instanță, deci practic nu avem nimic prin aceste facturi, în afară de faptul că ieșim public, ne lăudăm, uite ce de bani am dat, dar în spate, de fapt, multe din aceste facturi nu ajung la stat, nu le plătește nimeni, pentru că, în toate, ele sunt contestate și anulate de instanță. Și, într-adevăr, identificarea și eliminarea adevăraților furnizori care dau țepe, așa, pe românește, consumatorilor, pentru că, de fapt, acea bază de furnizori pe care nu plătește, este o construcție asta. Da, mai cade. Domnul profesor, acum, acești furnizori care dau țepe, ei sunt cunoscuți în piață de specialiști, dar sunt și protejați? Nu știu dacă sunt neapărat protejați, dar cel puțin faptul că nu se ia nicio măsură arată că... Faptul că nu se ia nicio măsură arată că ei sunt tolerați să-și ducă mai departe activitățile lor. Eu cred că dacă cineva ar face niște controle serioase, am putea descoperi niște legături extrem de periculoase între acești jucători de pe piața energiei și cei care trebuie să reglementeze piața, ca să nu mai vorbim de mediul politic. Lucrurile astea nici nu trebuie să face nu știu câte săpături. Sunt cunoscute. O foarte mare parte din cei care acționează ca furnizori noi în piață sunt furnizori care au apărut în spatele unor politicieni renumiți, în spatele unor persoane publice foarte renumite și foarte influente. Adică știm de cazul chiar de la dumneavoastră de la Piatra Neamț, de cazul Pinalte, care a fost evidențiat prin câteva activități, știm de alte cazuri. Adică, din păcate, furnizorii din România, furnizorii care avem în România, sunt furnizorii pe care noi ni-am creat. Pentru că mi-aduc aminte, în urmă cu 10 ani de zile, furnizorii și traderi importanți din Europa care au vrut să vină și să intre pe piața din România, furnizori cu credibilitate mare,
cu profesioniști foarte buni și care, practic, li s-au băgat tot felul de bețe în roate, li s-au băgat tot felul de motive, tot felul de bariere care s-au pus în fața lor. În schimb, furnizori care erau făcuți așa în România peste noapte treceau lejer prin acest proces. Și atunci, ceea ce avem acum este o construcție a ceea ce ne-am făcut noi cu mâna noastră. Degeaba vrem acum să avem furnizori de talie internațională, pentru că noi i-am alungat pe acești furnizori și am preferat să lucrăm cu furnizori de mâna a doua, să spunem. Și atunci, bineînțeles, aceasta e situația și aceasta e ceea ce se întâmplă. Din păcate, să știți că un furnizor, să zicem, care nu-și vede de treabă, nu doar că aduce el pagube directe, aduce și pagube indirecte, pentru că creează în piață un model. Și atunci ceilalți furnizori care până ieri erau corecți și care, să zicem, își exercitau cu bună credință activitatea, stau și se uită, bă, dar uite, ăștia care de 2 ani de zile dau țepe peste țepe și peste țepe și nimeni nu le face nimic și câștigă o grămadă de bani, noi de ce am mai fi așa? Și iată cum un furnizor poate să strice 10, un furnizor rău poate să strice 10 furnizori buni. Da. Eu am să vă propun ca în perioada următoare, bun, urmărind cât de cât și ce se întâmplă pe scena politică, să vă invităm într-o altă dimineață, la altă cafea de dimineață, să ne axăm în special pe sectorul de producție de stat din România, pentru că e un subiect larg. Și mi-aduc aminte de o exclusivitate care s-a produs la Piatra Neamț, în paginile Mesagerului, în urmă cu vreo 8 ani de zile. După aia a devenit celebră în țară. A fost un interviu pe care mi l-a acordat Remus Borza și când a lansat celebra expresie: cel mai deștept băiat din energie este statul român. Da, mă rog... Probabil că această sintagmă nu se aplică doar energie, probabil că se aplică... Categoric! E corect. Acum, eu nu am nimic cu oamenii care sunt deștepți, nu am nimic cu oamenii care, în fine, își folosesc imaginația și inteligența. Problema cea mai mare este legată de autoritățile statului care, din păcate, nu-și fac treaba. Și nu putem să avem o piață funcțională, nu putem să avem o piață liberă în absența câinilor de pază ai pieții. Practic, în absența unui... sunt cei trei câini de pază, de bază. Cel care reglementează, e un câine de bază important, cel care controlează piața, Consiliul Concurenței și cel care protejează consumatorul. Deci, în absența acestor câini de pază, câini în sensul bun al cuvântului, da, de pază, o piață nu poate să existe, pentru că banul este ochiul dracului și banul îi determină determină orice jucător să încerce să abuzeze de poziția pe care o are, de cunoștințele pe care le are, de influența pe care o are în raport cu celălalt din fața lui, în raport cu consumatorul. Și atunci, pentru a se putea echilibra această piață, e nevoie de acești jucători. Acești jucători nu trebuie să mimeze activitatea lor așa cum se întâmplă în momentul de față, pentru că mimarea asta prin data amenzi, de fapt, nu aduce și vedem că nu a adus nimic. Deci noi, dacă ne uităm în ultimii 10 ani de zile, chiar dacă amenzile au crescut exponențial, amenzile care s-au dat, nu și amenzile care s-au încasat. Da, adică, repet, foarte mult merg în instanță, le contestă și se anulează. Deci amenzile sub forma, hai să zicem, al banilor încasat, probabil au rămas o constantă în ultimii 10 ani de zile. Dar, aparent, aceste instituții își fac foarte bine treaba, pentru că, uite, ce de amenzi dau în primă fază. Dar, deși au crescut atât de mult amenzile în prima fază, de fapt, lucrurile merg tot mai prost. Asta dovedește că, de fapt, modul în care se lucrează nu este deloc eficient și nu este modul de care are nevoie România. Eu nu spun că nu trebuie să se dea amenzi, dar cred că în primul rând trebuie
să se puncteze și să se evidențieze sistemele care nu funcționează, iar aceste sisteme trebuie total îmbunătățite. Adică, încă o dată, așa cum spuneam despre furnizori, cu un furnizor rău strică 10 furnizori buni, cred că prima situație pentru astfel de situații este eliminarea din start a acelui furnizor. Adică dacă noi stăm ca un furnizor rău să-l ținem doar cu 2, 3, 5 amenzi care jumătate sunt contestate, iar celelalte sunt un sfert din primul profit făcut cu primul consumator mare, deci în situația în care identificăm aceste măsele rele, ghilimele de rigoare, a sistemului energetic, ele trebuie eliminate rapid ca să nu strice și alte măsele din gură. Domnul profesor, pe final de emisiune, pentru că sunt sigur că ne vom mai auzi, am eu o întrebare care poate veni de la un tip care a terminat un liceu, o secție umanistă, nu se pricepe foarte bine la tehnică. De fapt, două întrebări. Una, are România un plan privitor la viitorul său energetic la care să se raporteze în acest moment? Și doi, faceți o comparație între politica românească în acest domeniu și, de exemplu, politica Ungariei, care știm cu toții că este un stat care nu are resursele energetice pe care le are România. Da, din păcate, la prima întrebare răspunsul este foarte simplu și direct și descurajator. Nu are niciun plan. Mai mult, și diversele planuri care s-au făcut, ele au fost în permanență schimbate, montate, răspundate, în ultimii 2 ani de zile, ca să nu mergem neapărat pe o perioadă mai îndelungată în care, să zicem, am avut o constantă din punct de vedere al oamenilor care au fost în energie, indiferent dacă vorbim de minister, ANR sau alte, parlament. Deci, acum 2 ani de zile, cumva, putea foarte imponer, după aceea s-a mare abandonat regenerabil. De la Marea Neagră s-a abandonat gazele, s-au trecut pe offshore, pe Marea Neagră. S-a renunțat la offshore, acum s-au discutat la un moment dat și 4 centrale nucleare. S-a pus cumva deoparte și 3-4, acum discutăm de SMR-uri. Deci nu putem ca la fiecare idee care trece, la fiecare zvon care apare, la fiecare element nou, noi să ne schimbăm planurile de acțiune, să le abandonăm pe cele dinainte și să fugim după alte idei. Deci ăsta este un prim element care practic e dezavantajos și dezastros pentru România. În ceea ce privește politica altor țări, Ungaria este de departe una dintre țările cu politică în domeniul energiei foarte bună. Deci, dacă vreți, ultimii 10 ani de zile, cel care se ocupă de politica energetică a Ungariei este aceeași persoană, este tipul care cumva ține în mână de 10 ani, aceeași persoană se ocupă de politica energetică, care a intuit foarte bine ceea ce înseamnă modul în care va evolua atât, hai să zicem, geopolitic, diplomatic, strategic, elementele legate de securitate energetică, elementele legate de consum, Europa, și care s-a poziționat extrem, extrem de bine. Pot să vă zic că în momentul în care eram membru într-o comisie la nivelul Comisiei Europene, într-o comisie tehnică, aveam și care era comisia pe offshore. Și cea mai bătăioasă persoană din această comisie, vis-a-vis de tot ceea ce a însemnat discuțiile din offshore de atunci, mă rog, asta se întâmpla acum vreo 7 ani de zile, era reprezentanta Ungariei, care nu avea acces la mare. Dar a fost cea mai bătăioasă, au venit cu cele mai multe elemente. De ce? Pentru că ei aveau de atunci strategia că o să investească în terminale și o să cumpere capacități în terminale din Grecia, în terminale din Croația, în terminale de la Marea Nordului. Adică acum 6 ani de zile, fără să aibă niciun acces la vreo mare sau la vreo apă mare, ei de atunci și-au creionat
dacă vreți, influența din punct de vedere legal într-o comisie europeană, ca aceste terminale să se desfășoare, să se deruleze într-un alt fel, care să fie în concordanță cu politica lor de achiziție și de securitate energetică. Asta este, de fapt, asta este modalitatea unui stat de a-și construi. Modalitatea unui stat nu este să fac o lege pentru astăzi sau pentru mâine, modalitatea este să fac o lege de așa natură încât peste 5 ani, peste 10 ani de zile, ceea ce mi-am propus eu prin legea, atât internă cât și externă la nivelul Uniunii Europene, să se întâmple așa cum mi-am dorit eu să se întâmple la mine în țară. Da, răspunsul este, cred că, foarte clar și arată o diferență de abordare. Foarte bine ați punctat partea aceea cu siguranța energetică legată de siguranța națională, de contextul geostrategic. Eu vă mulțumesc pentru această lecție ținută telespectatorilor noștri. Vă spun la revedere și las pe Viorel să vă spună și el pe final câteva cuvinte. Da, pentru că... Mulțumesc și eu și vreau să vă asigur că ori de câte ori mă veți invita, voi da curs aceste invitații și voi încerca să vin cu elemente care să fie de ajutor pentru toți consumatorii de energie și, de ce nu, și pentru cei care încearcă să aducă un aport în producția de energie, fie că vorbim ca și prosumator sau ca și producător de energie. Eu vă mulțumesc. Așa. Da, domn profesor, pentru că am ajuns cu discuțiile la Ungaria, aș reaminti și eu din altă direcție celor care ne urmăresc. Baza producției de energie electrică în Ungaria stă în termocentrală și într-o centrală nucleară electrică după model rusesc. Asta a fost istoric. Ei, în trecutul apropiat, România, oameni buni, poate ați uitat, a importat aproape în bandă energie electrică din Ungaria. Bravo, România! Da, cred că putem încheia aici. Da. Dar totuși se impune aici o precizare. Se impune o precizare care ține cumva și de o situație istorică. Mă rog, ține și de faptul că noi 30 de ani n-am făcut nimic decât cel mult am distrus. Transilvania practic a fost construit din punct de vedere termoenergetic sau electroenergetic, ca să fiu și mai corect, după modelul similar care exista în Ungaria. Adică noi trebuie să ținem seama că în Transilvania tot ceea ce a însemnat sisteme electroenergetice au fost construite undeva în, sau începute încă când Transilvania era parte din sistemul austro-ungar, erau cumva modelele ungurești care erau aplicate și la noi și care erau acele centrale care erau construite în general pe lângă centre industriale. Aveam foarte multe centrale electrotermice care de fapt deserveau o anumită industrie și deserveau și comunitățile de jur împrejur. Deci Transilvania pe această bază s-a construit. Au existat cele două mari, mă rog, trei mari termocentrale, i-a fost Fântânele, Iernutul și Mintia, care existau. În rest, ele erau de fapt niște conglomerări industrial-urbane cu aceste ceturi care furnizau atât energie electrică cât și energie termică către populație și industrie. Acest sistem, care, repet, a plecat ca și construcție undeva prin anii 1900, a fost distrus în perioada 1990-2020, practic ne mai este niciuna dintre centrale, adică Fântânele închisă undeva prin 1997, Iernutul practic nu mai funcționează decât în regim de avare, Mintea închisă, celelalte ceturi care funcționau în diverse zone industriale, respectiv care alimentau și industria și orașele, au dispărut aproape în totalitate, mă rog, mai e la Zalău ceva, mai e Oradea care încă funcționează și atunci acest lucru face Transilvania, în momentul de suprafață, să fie extraordinar de vulnerabilă. Corect. Singura șansă reală ca să o pot să o țin în brațe este că atunci când Debușeu dinspre partea de sud, sud-est și nord, acolo unde sunt concentrate principalele puncte de producere a energiei electrice, nu sunt suficiente să ajungă în Transilvania, este să mă echilibrez cu Ungaria, care este mult mai aproape decât acele centri.
Exact. Da. De asta. Exact. Vă mulțumim frumos, vă dorim o zi bună, un weekend plăcut și să ne auzim cu bine. Mulțumesc, să ne vedem cu bine toate cele. Deci, de fapt, a dezvoltat concluzia Bravo România. Da. Pentru că în sistem, lucrurile astea erau cunoscute. Sistemul energetic național este, eu nu trebuie să folosesc un pic așa o metaforă, este un organism viu. El lucrează în timp real. Nu se poate stoca energia asta electrică așa după cum bat câmpii tot felul de neomarxiști care sunt obișnuiți cu Green Deal-uri și alte prostii. Toți cei care bat câmpii cu eolianul, cu fotovoltaicul, uită, deși le reamintim cu fiecare ocazie valid, inclusiv în paginile Mesagerului, da? Asta este o energie fluctuantă, nu te poți baza pe ea. La o întâlnire de promoție în urmă cu ani de zile la Iași, am aplaudat un coleg de-al nostru care era dispecer la Cernavodă și care, din punctul meu de vedere, rămâne unul dintre eroii necunoscuți ai României. Era în tură și s-a cerut de la dispecerul energetic național pe linie politică, în urmă cu mulți ani, să închidă un grup de la Cernavodă ca să pornească moriștile din Dobrogea. Și m-a spus foarte clar, în ciuda presiunilor și amenințelor, nu am procedură. Deci, intervenții, numai un pic, intervenții de genul ăsta, acest gen, precum cea susținută de domnul Dumitru Chisăliță, cred că trebuie să le facem și la noi mai dese, pentru că publicul se uită altfel la ce facem noi la cafeaua de dimineață, la astfel de emisiuni, la ce scriem noi în paginile de presă locală, decât la unele posturi naționale, unde o astfel de intervenție se pierde în peisaj. Haideți să încercăm o sintetizare practic. Ce putem înțelege în ce a spus domnul profesor? 1. Statul român este principalul vinovat de situația care există în acest moment în energie. Pe de o parte, pentru lipsa unor măsuri pe termen scurt, deși era clar că știe despre ceva, e vorba și ce va urma. Da. Mai mult decât atâta, n-am mai apucat să discutăm acum, România a fost singura țară care a mărit prețul, de exemplu, la gaze naturale într-o perioadă în care prețul scădea pe plan european și după ce a început să crească acolo, guvernanții au avut prilejul să spună, uite că la crește la ea, trebuie să creștem și noi, uitând că noi crescusem deja și ea reveneau la un nivel de preț pe care după aceea l-au depășit. Deci, aici este extrem de clar și mai, o demonstrație mai clară de atâta nu se poate face. Facturile care ajung la populație și la firme, pentru că să nu uităm prețul pe care îl plătesc firmele mărit la energie, se reflectă în prețul produselor pe care îl cumpără populația, care în felul ăsta este taxată de două ori pentru creșterea prețului la energie. Deci, aceste facturi cuprind în ele neputința statului român de a reglementa și de a se adapta la situații concrete. Astea sunt lucruri foarte clare. Nu mai discutăm despre lipsa planului pe termen lung, un plan românesc pe termen lung privind siguranța energetică, care trebuie să cuprindă toate elementele, începând de la exploatare, producție și distribuție. Am omis ceva, Viorel? E corect ce ai spus, dar am un amendament. Te rog. Ai spus neputință. Nu este adevărat. Este ticăloșie. De asta am și titrat în paginile Mesagerului, scriind despre energie, statul român împotriva românilor și a României. Și trebuie să facem o precizare aici. Oameni, noi, deci, nu vorbim despre un guvern. Dar n-am spus niciodată. Vorbim despre lipsa unei strategii energetice pentru România, nu de acum, de mai demult. Și faptul că întotdeauna când trebuie atins un subiect atât de grav și esențial pentru un stat, toată lumea se fofilează. Da, e și mai rău decât fofilare, cum a fost cu votul de la moțiunea simplă în fofilare. N-a mai fost fofilare că l-au susținut pe Virgil Popescu. Se acreditează ideea, domnule, că sunt nepricepuți. Merg pe cazul lui. Domnule, este un om foarte deștept. El știe exact ce face acolo. Virgil Popescu este absolvent al unei facultăți de elită automatică București. Nu a făcut facultate de garaj
cu doctorat mascat pe la Chișinău și urmat de masterate aiurea prin Statele Unite, zic și eu, da? Oamenii ăștia știu exact ce fac. Au fost dovediți toți, că nu a început dezastrul cu Popescu. Mă uitam zilele trecute, s-a trezit Ludovic Orban să comenteze. Păi să mă ierte Dumnezeu, cine l-a pus în ministru al economiei în guvern pe Virgil Popescu? Eu? Ludovic Orban. S-a știut foarte... Atunci era, energia era la economie, da? S-a știut, s-a văzut foarte, foarte, foarte clar ce fac acești oameni. Da? Aseară a ieșit primarul Timișoarei, Dominic Friț. Și spunea el, mamă, ce politici, că altul. Și l-a întrebat domnul profesor Peiu, mă, dar n-ați fost la guvernare? Dacă ai știut, mai ales că Friț e un tip influent, cum s-a amintit și aseară, intra în calcule pentru președinție. Viitor candidat la președinție. Da, păi da, când erau ai tăi la guvernare, de ce nu te-ai dus peste ei să spui, bă, nu ține? Da. Da. O să mai avem mult de discutat despre energie și o să fac tot posibilul să lărgim un pic paleta de invitați din același registru calitativ, de oameni responsabili și coerenți în tot ce au spus de-a lungul anilor în legătură cu politicile din energie. Pentru că dacă energie nu e nimic, nu e nici sănătate. Nu e. Așa este. Dacă tot Viorela a încheiat cu vorbele pe care închei eu de obicei emisiune, da. Dacă dialog nu e nimic, nu e. Dacă am zburat oră, nu? Dacă am zburat oră, că rămâne, cu rămâne presa, pentru o altă emisiune. Dar dăm voie. Despre presă. Dăm voie. Înainte de a încheia, da. Am eu un prefinal. Astăzi e 11, nu? Da. Mâine e o zi specială. 13 februarie. O zi pe care o spun cu emoție. O sărbătorim altfel. Adică? Care are șist din clasa specială 12. Să-ți spun la mulți ani cuiva. Dumi. Profesorul Dumitreasa. Ziua profesorului Dumitreasa. La mulți ani, domn profesor, de astăzi. Vă dorim tot ce aveți nevoie ca să puteți continua activitatea. Domnul profesor Dumitreasa, la vârsta lui, a scos o carte anul acesta. Deci Dumii împlinește 89 de ani. Da. Merită felicitările de aici, de la noi și din partea tuturor celor care încă apreciază un învățământ de calitate. Mulțumesc, Viorel, pentru participarea la emisiune. Eu vă spun că ne oprim aici, ne vedem luni, dacă totul este în regulă și dacă mai rezistăm cu consumurile la curent electric. Mulțumim frumos, la revedere! La revedere!